Hei, vă salut! Sunt Chionel Nistor, de la Apisines, Apicultura din România Live. În premieră pentru dumneavoastră, vă prezentăm o serie de interviuri cu distinsul și regretatul apicultor Mircea Nicolaescu. Realizăm acest lucru în semn de respect și apreciere față de contribuția adusă în apicultură. Totodată, am împărtășit aceste informații cu cei care știu să le prețuiască. Domnul Mircea Nicolaescu, dumneavoastră ați încurajat utilizarea pentru hrănirea albinelor a mineralelor ca suplimente în sirop sau în turte. Cu riscul de a vă supăra, pun această întrebare, nu este posibil ca să rămână reziduri în produsele stupului, în miere, în lăptișor, în polen? Stai, domnule, domnule, nu rămâne niciun rezidiu, domnule, pentru că rezidurile astea de care vorbești, mă tale, cu lipsă de respect, ei sunt în contextul ăsta, în compoziția lăptișorului de matcă. Haideți să vă dau un lucru, știți de ce am început să râd? Când m-am dus, am avut o problemă cu o estomelită la un picior și doctorița, am dat peste o chirurgă din asta, o doamnă, dar hoață, cum ardea chelea pe ea. Și la un moment dat vine la mine și doar și domnul inginer, dar cum stați cu osteoporoza, că nu știu, doamne, eu n-am osteoporoză, nu pot să am. Păi de ce? Doamne, eu am coși de ou, care le fac pulbere, le pun în apă cu sare de lămâie, le amestec și beau zamaia. După ce se neutralizează, ajunge la pH încât calciu de ou. Zic, doamnă, știți cam coaja de ou ce are în combinație? Da, știu, 17, doamnă, e calciu, magneziu, bor, încă 17 elemente, oligoelemente, care nimeni nu știe găina aia din crescătorie de unde aduce borul sau îl produce ea. Deci coaja de ou este cel mai perfect conținut al osului uman. Și m-a chemat de vreo 3 ori cu piciorul că am avut la osul mâncat la deget acolo și îmi făcea radiografie și îmi spunea să ține radiografiile și nu le las la ei și să vin la ea. Și după 2 luni s-a văzut cum osul s-a reparat. Deci toate elementele astea care albina le aduce de undeva. Ea caută manganul, caută magneziu. Că doar curavale le pune slatină din aia, are niște chestii și le pune slatină. Cum eu am scris în materialul cu clorat de magneziu mangan, la fiecare litru de sirop să pui o linguriță, un centimetru cub de apă de mare. Deci apa de mare are toate mineralele omului. Deci apa de mare are compoziția exactă a sângelui uman. Deci nu există, nu face niciun rezidiu. Îți părți per milion 17 miligrame. Vă dați seama cam ce, dacă tu cu 3 grame de clorul de cobalt face 1000 de litri de sirop. Vă dați seama cât de puțin este? Și aia albina ce face? Ia cobaltul, magneziu, manganul și produce lăptișor de matcă mai mult. Că ăsta e mecanismul, este un reflux. Îi dai ce are ea, deci cum ar veni? Dacă tu îi dai lăptișor de matcă, doar studiile astea care s-au făcut prin anii 60 în Rusia, au plecat de la compoziția lăptișorului de matcă. Ce are lăptișorul de matcă, ca să vedem ce dăm noi la albină ca să iasă mai mult lăptișor, că doar asta e întrebarea. Și-au văzut câți mineralele astea în lăptișor. Când le-au dat la albină în doze infinitezimale din astea, automat albină au scos mai mult lăptișor. Ce-ți fac cu lăptișorul? Trebuie să-l pună la puiet sau la matcă. I-au dat la matcă, matcă trebuie să sucă ou, nu? Și gata, asta e tot mecanismul. Deci nu rămâne niciun rezidiu. Păi ce, mă, tale, crezi că n-ai nevoie de cobalt? Sau de magneziu? Clar că avem nevoie. Nu, asta era problema. Problema era că procesul acesta nu rămâne o serie de celușe. Și ce
ce se întâmplă cu acel. Nu am nimic de cenușă, domnic, cantitatea prea mică. Dar gândiți-vă, eu am sticla aici lângă mine, lângă birou, cu cloruri de magneziu. Și știți, deci eu am 20 de grame de clor de magneziu într-o sticlă de un litru. Și beau când îmi aduc aminte, că nici eu nu serios, că sunt obișnuit de acum. Câte 100 de grame, beau și 200, am băut și 300. Când mă iau cârcei la picioare, când mă doare, am cârcei la picioare, mă scol noaptea, vin, trag 100 de grame de asta și mă las să dorm. Deci magneziul ăla la mine în corp e nevoie de el. Că acel cloră de magneziu sau sulfatul de magneziu se duce și la inimă și are efecte bune și la mine, nu contest. Dar pentru mine principala problemă la magneziu este pentru cârcei. Clar, deci fără discuții. Și dacă, de exemplu, ai mâncat și cu cobaltul, nu-l văd la om direct ce să fie, decât prin lăptișorul de matcă. Că n-are ce să-ți facă rău ca atare. Deci nu rămâne niciun rezidu, că-s dozele prea mici. Și dacă albina este, e așa moare la o lună de zile, nu? Moare și moare cu rezidu din ăsta, din ea, dar nu ne mai interesează. Dar până acolo merge cu producția foarte bună. Și sigur, albina strânge natură. Când spunea Curavalean și domnul, lângă mine un am stupii, am un izvor de ăsta de slatină și zice și eu iau pentru mâncare de acolo, dar albina mea se duce și mănâncă de la primăvara, se duce și ea din slatină, este uscată într-o zonă, pe ea stă, vine, pleacă și adună. Pe ea de brela stup, exact e centimetru cub de apă de mare ca să-l pui în sirop. De ce? Pentru că apa aia de mare are și potasiu, are și alte elemente care albinii îi priesc. Și atunci noi, că doar m-a întrebat ăla cu băiatul ăsta istrate, cu buc-fastul, băi, tu vrei să-ți arăt că faci buc-fast în orice familie? Dacă tu o hrănești matca ca lumea, când e în stupișorul de fecundare, când e cutare, în finisor, în stupișor și cutare, matca aia sunt ouă de ea dracu din ea. N-are rază de zbor, asta e chestie genetică. Dar ca albină multă care să te duci la o margină de lan care să se ducă albina, păi dacă ai cohorte de albini, cohorte ți-aduc mieri. Că tu te duci în lan la 200-300 de metri, deci nu te interesează un kilometru jumate sau cum interesează unii doi jumate care stau pe loc. Care stau pastoral și la mine mă interesează să bată pădurea că în să usuc, că să zic, fânațul. Să usucă fânațul. Dar în pădure sunt zone unde înflorește diverse flori și ierburi. Și ea se duce și intră în pădure la o mezeală și strânge nectarul de acolo. Sunt alte calcule care le faci. Dar pentru tine care te duci la salcâm, la curapiță, la cutare, îți trebuie albină multă și pentru asta ei să faci să ai albină multă. Corect. Da, albină multă nu trebuie numai la pădure, poți să fie și afară albină, faci ceva cu ea, faci roi, faci și zăboate. Adică, și eu i-am scris la un băiat, zic, băi, tu nu faci roi, dar începe să-i pui la roi cobalt continuu. La două săptămâni, pauză, o săptămână, pauză, și tu îți zic, băi, să exagerezi, că ai pus 20 de grame de copa la litru, că așa i-o zis cineva. Și bă, pune așa, ca să te vezi că roi ești și ai să te liniștești. Stai, te aștept, nu-i cu tare. Bă, că am diluat, că am făcut, băi, nu se merită, băi, e prea mult 20 de grame. Dar, ai să vezi cum roiul a început acum, la 1 august, să înțelegi, ai în el 6 rame cu puiet. Aia dacă ai ieșit cu bagi siropul în el și ies în, la 1 august îți moare toată albina de vară, momentul ăla o să ai albină pe iarnă cât trebuie. Și n-ai să zici că e roie, ai zici că e stup ca toată lumea. Adică sunt, mai ales, haideți vă spun un lucru. Eu am mai spus-o, dar nu știu dacă am spus-o aici. Eu i-am dat cobal și lui domnișoara Magdiș la Iași. Și zic, bă, uite, părerea mea e următoarea. Bagă și în stupișorii de fecundare, bagă în finisor.
bag în cutare, în cobalt, cu dozele astea, cu lapte, cu tot și cu tare. E, ajunsese din pomină prin 86, 88, 89 și chiar și după aia, prin 92. Toată lumea vrea măci de la ea. După 90 eu am adus măci italiene și am dat și în două serii și în 2005 când am fost eu, am dat și eu atunci. Zic, băi, îți ajung două măci, că transvazezi imediat toată ziua și de acolo faci măci, nicio problemă. Și eu lua la Institutul de Cercetări la București, eu lua măcile, serii de măci care au luat-o și o tăia măcile și o studiat-o. Și unul singur s-a prins, un apicultor, și băi, Lia, cred că tu la albinile astea pui cobalt. Că numai cobaltul poate să facă calitatea asta la măci. Bun, că facă mic de măci, dar pentru mine a fost confirmarea că metoda de hrănire pe care eu am pus-o la punct cu în stupișor de fecundare să le pui cu cobalt, să le pui cu tare. Pentru că și matca aia când i l-a fecundat, chiar dacă sunt 200 de albini, 300, nu contează, dar dacă albinile produc lăptișori de matcă mult, matca mea iese zdravănă, nu? Are putere să iasă la fecundat. Și alege și acolo trântorii cei mai buni, că una hrănită bine, e drăcoasă, nu? Are viteză mai mare, aia se sortează și se fecundează și îți vine. Și se ouă 2 ani în draci, nu? Adică, doar, eu sunt convins că toate măcile astea care se aduc, că-i carnica, că-i bucfas, că-i cutare, e numai din steroizi din ăștia. Numai din steroizi, nu e altceva. N-are cum să fie, startovit, căcaturi, ceva de genul ăsta. Și fac măcile și după aceea la oameni își spui, cum să mai iasă la el matca ca lumea dacă nu a hrănit-o ca lumea, nu? Nu-i ca la un copil mic, că dacă în primele 18 luni de viață a unui copil mic nu-l hrănești pe lumea, chiar dacă părinții sunt premiul Nobel, el este idiot. Și atunci noi nu se merită să-i dăm cu minerale, cu calciu, cu lapte, cu polen, cu... Cât de multe ori n-am avut nicio lapte, cum să spun. Luam polen cu aia, îl topeam, îl puneam în apă, lăsam cu tare și turnam în sirop. În loc de lapte puneam polen diluat și nu a fost bine, s-a dezvoltat supă că s-a făcut. Mă rog, adică eu am fost cu cobaltul ăsta atât de mulțumit că deși luat în clorură de mangan, n-am mers decât cu cobalt până în 90 și ceva. Când cu stupăritul a rămas așa, de plăcerea mea, nu a mai rămas. Deci am mai transvăzat o singură dată în 2005 când am fost la Castel San Pedro, la Bologna, să iau măci, nu? Nu m-a mai interesat, adică eram mulțumit că trăiește acolo, îi văd, mă înțapă, mai scot o leacă de polen, apilar nu-l scoteam, că nu se punea discuție, și gata, mai mult nu m-a interesat, că aveam din ce trăi, nu? Și atunci noi, dar când făceam industrie din asta, băi frate, făceam industrie. Pleca de la 3 rame pe iarnă în Laians și ajungea 10 rame cu 7 rame cu puiet. Și când scoteam matca de aici și unificam stupul, îți plecau la cules în loc de 15-20 de mii de albini din 30-40 cât avea o familie de 10 rame, mie îmi pleca 30 dintr-o parte că nu mai avea matcă și cu 15-20 de timpăcii, când scoteai diafragma, toată albina era la cules, nu? Că matca avea garda să o hrănească, 10.000, nu? Deci nu se punea problema. Dar bineînțeles, când scăpai cu stupea, cu albinele alea masiv, când ieșea afară, făceau prăpăd, nu? Alții se vineau la salcâm ca să se dezvolte stupul, eu mergeam la scăl și scoteam mieri. Când ieșeam la ce mă iubeau, nu, dar probleme din astea am avut continuu. Era un moșneac prin sat vinise că eu am pus feronom și le-am atras albinile. Zice, băi, nea Victor, evre, v-ați dus cu stupe la floarea soarelui, v-ați dus cu stupe la floarea soarelui, ați merg cu stupi închiși, cu urdiniș mic, matca nu s-o oați și ați ajuns la schimb din albină. Vă murit albina de cutare, de-aia n-aveți albină.
O, că nu știu ce, nu știu cum. Bre, lasă-mă, dracu, chiar ești bătrân, de acum ai 50 de ani de apicultură și tot de la mintea asta ai rămas. N-ai ce li faci, aia mi-a furat din stup când am fost la matca corot. Mă, și-o îngulit din aia. Eu am scos la un stup, la ianz din ăsta, pe 20 de rame, am centrifugat 18 rame cu mieri, 18. Vă dați seama cât de mieri a ieșit? La 3 kg fiecare cât era acolo, a ieșit 40 de litri de mieri. Kilograme mulțăm cu 1 cu 4, nu? Și, deci, dacă tu umpli la 6 stup cât aveam din ăștia cu tare, un butoi de 60, aproape pe 3 sferturi până acolo, care te iubește, nu? Și am scos la 40 de stupe ai mei, am scos o tonă de mieri. O tonă de mieri. Am venit acasă, nevastă mi-a vândut-o imediat, am mai dus peste o săptămână și când am dus peste o săptămână, știți cum era? Un stup avea mieri, unul n-avea. Unul avea, unul n-avea. Băieții mi-au furat din stup, nu? A, putea să fie primul stup cu 10 kg, al doilea cu 8, cu 6, cu 4, cu 3, cu tare, dar nu unul. 15 kg, al doilea nimica. Eu am venit cam de vreme, ei nu se așteptau să vin, mă rog, căcaturi din astea, de neamuri proaste, știți? Adică, că așa era atunci, erai în serviciu și trebuia să te ai tu o săptămână, să te ai la o săptămână și te bazai că e cinstit. Că doar la, de ce am mai recomandat cu 20 de rame? Că la 20 rame cu capac, cum îl aveam cu balamale, puteai să pui lacătă în spate. Degeaba ai tu stupi, nu știu câte corpuri și cu tare, dacă hoțul poate să-ți furi din colegul tău care ești acolo, nu? Da. Pe când după aia când am fost cu 20 de la ani și cu 20 rame, toți aveau lăcățel pe spate. Băieții s-au supărat, se uitau așa ca cercetorul la marginea satului a pustiu. Cum să vă spun, eu le spun cât se poate, ședințele astea care faceți dumneavoastră, mai prind oamenii, mai aud ceva, capul lui se frământă, îi pun câștigat. Faptul că își pune problema, de ce nu îi merge sau îi merge, ceea ce contează foarte mult. Până la urmă o să vadă și el, băi, dacă bag așa, fac așa, fac așa, ies la liman, ies ca lume, nu? Dom'le, știi ce se întâmplă? Depinde și din gradul lui de intelectualitate. Poate să fii unul fără superioare cu picura valea, chiar a fost muncitor, dar are o minte zbirici, înțelegeți? Îl duce capul, gândește. Dacă vă uitați pe site-urile astea, scrie destul de pertinent la multă lume, mai spune ceva cu dare. Deci una și altul care poate să aibă studii superioare și nu-l duce cap, adică intelectul lui nu prinde. Ce poți să-i faci? Îl lași în pace, nu? Da. Că el știe de supra. Bă, nimeni nu știe că continuă apare ceva nou. De exemplu, acum la Moldova se face tratament, și cred că l-au făcut, dar să vedem, cu din ăsta, cu citrat de litiu, pentru tratament de varoză. Se dă o singură dată pe an. Păi dacă merge, că doamna mi-a promis că public în far la Ians, tratamentul, cum l-a făcut cu ăsta. Și lumea se duce și dă odată un tratament cu litiu, are tratament pentru un an de zile. Și dacă îl face cu abăie deștept, domnule, este o încercare. Ai litiu, ai formol, ai acid oxalic, ai și amitrazul ăsta. Folosești și, domnule, din toate astea. Dar îl folosești cu cap și nu o să ai varoză. Că nu ești obligat să faci tratament în fiecare an. Trebuie să știi să diminuezi numărul de paraziți. Pentru că, uite, de exemplu, curavalea a făcut tratament în toamnă cu scabatos, că cu amitraz i-a murit toți stupii. Și acum când a făcut tratamentul cu acid oxalic, a constropit o singură dată. Deci, domnul Mircea, am pus hârtie cu ulei, cu nu știu ce, cu tare, o căzut foarte puțin și de culoare din aia tinerești, nu erau din aia bătrâni, culori negri cu tare. Și zice, n-am mai făcut a doua oară, că erau puțini. Păi, băiat deștept, nu?
Da, Dânscu scaba tamul tratat acum, nu mai umblă până la toamnă la stup, nu? Deci tu stai liniștit că ai rezolvat problema varozii. Că nu se poate să-i crească varoza într-o săptămână. Îi trebuie timp. Dacă faci și cu, că văd că vrea să facă cu formii în august tratament pentru o semoză, ai redus și o semoză, nu? Și e ceva, nu? De unde știm noi că tratamentul cu acid formic pentru o semoză, pe lângă o semoză apis, poate omoară și ceraneea, nu? Și atunci, da, institutul trebuie să facă studiul ăsta, să publice, că de-a lor le frică că dacă tratează lumea cu acid formic, pierde varachetul. E votul îl pierzi oricum, numai cât pun eu umărul cu acid oxalic, nu? Și prinde de acum, nu vedeți că nemții fac tratament cu acid oxalic, unul cu pompă așa, unul cu pompă așa, deci s-o prins lumea, s-o terminat, nu? Adică de la ruși, de la chinezi, au venit cu tratamentul ăsta în coace. Deci rușii fac tratamentul ăsta de în 80, fac cu acid oxalic, elvețienii au publicat studiul prin aproape în 2000, deci în 2000 și atunci m-a lămurit eu, bă, că avea tratamentul și americanii. La americani s-au dat voie să trateze cu acid oxalic, care e mare lucru, nu? Că i-a cei mai încăpățânați. A, singurul lucru care o cerut ei, ca acid oxalic folosesc să fie aprobat de Ministerul Mediului de la ei. Bun, foarte bine. Iertă-ți, cum îi spune.